Expoziția Ferdinand Șmaria, Regii Marii Uniri, este o expoziție finanțată prin programul interministerial al centenarului Marii Uniri și își propune să îi prezinte pe regii României mari într-o dublă ipostază, ca întemeitori de țară și în același timp ca patroni ai artelor. Selecția cuprinde atât portrete regale, precum și lucrări de sculptură, lucrări de grafică și documente. Lucrările inedite prezente în această selecție sunt albumele Reginei Maria, de care beneficiem datorită Bibliotecii Academiei Române, și sunt în număr de 3. Aceste caiete conțin însemnările Reginei Maria, precum și ilustrații realizate de Regina Maria. Al doilea caiet al Reginei Maria, la legendă ortodox, se referă la trecerea Reginei Maria la ortodoxie. Acest caiet este inedit prin icoanele pictate de Regina Maria, precum și prin însemnările în limba engleză, franceză și germană. Alt element inedit din această selecție este costumul furnizat de Muzeul Țăranului Român. Acest costum este format dintr-o cămașă de tip poncho, un opreg cu franjuri din zona Banatului și cu motive geometrice și un cordon cu paftale din lână și argint filigranat. După cum știm, Regina Maria a încercat să creeze un program de revenire la specificul național și a încercat să reînvie tradiția de inspirație bizantină și să o adapteze la perioada în care aceasta trăia. Acest mecenat al ei cultural s-a realizat prin intermediul sprijinirii artiștilor și prin intermediul achiziționării creațiilor acestora expuse în cadrul Tinerimii.